Bună seara! Ce faceți voi și cum sunteți voi? Bună seara! Pupici! Bună seara! Pupici! Am primit vreo 112 cereri să intru cu voi. 212, să vedem de ce s-a întâmplat. Salut, Oana! Bună seara! Mulțumesc de trandafir. Salut. Salut. Seara bună. Lisa, bună seara. Maria, Oana, Nuții. Bună seara. De la Cluj, Adriana. Mihaela mă întreabă dacă e frig la mine. Nu, eu acum am ieșit din casă. Uite cât e la mine. 27 de grade. Acum am intrat eu în casă. Îi frig afară. Frig. Ger. Frig. Salut, Oana. Bună seara, Daniela. Eva. Eva Tuluc. Bună seara, aș dori să știu cât costă șamponul pentru căderea părului și creșterea lui. 105 lei, pentru care 300 mililitri. Salut, mare Ioana, bună seara. Mulțumesc, doamna Oana, pentru cadouri. Daddy. Bună seara, Ancuța, ești o scumpă, te pup. Bună seara, scumpă, Elena, salut, Mari. Ramona, pupici. Salutări! Mâine este joi, mergi în piață? Păi piața, de unde sunt eu acolo, îi 2 km. Avem ce învăța de la dumneavoastră. Mă salut și pe mine, te rog, colega Ana Maria Oltean. Salut, scumpă! Suntem prieteni acum. Bună seara, vă pup! Bună seara! Ionuca Ilie. Doamnă, bună seara! Ești răcită, răgușită. Bună seara, scuze de întrebare, de ce ești îmbrăcat atât de gros? Acum am intrat eu în casă. Imediat o să mă dezbrac. Ia, e 27 de grade în casă. Imediat o să mă dezbrac. Cristina, acum am intrat în casă. Am ăsta pe mine, pe urmă ăsta, pe urmă ăsta, pe urmă ăsta, sutienul, pielea și tot mai am. Să știi, organe. Tu ești tipa care l-am pus pe Vadim la respect. Da, o jumătate de doctor întreagă. Bună seara! Unde ești în România? Ești. Năsăud. Bună seara! Te salut! Cosmin, Andreea, Melania, Adriana, Turcu, bună seara! Bună seara din Anglia! Majestate! Să vedem aici. Imediat mă încălzesc, mă dezbrac, aici am 27 de grade în casă, imediat mă dezbrac, încet, încet. Stau în Germania, îmi zice doamna Eva, și vreau produse. Cu plăcere ți le trimit și cu implicare. Bună de la Palermo. Tare mi-e drag de dumneavoastră, bună seara mea, bună seara dragă. Ancuța, ce faci? Bine, bună din Republica Moldova, salut! Republica Moldova. Mi-a arată inelul tău. Ăsta? Bună seara! Bună seara! Salut! Bună, ce faceți? Bună, aș dori să știu dacă ai balsamul pentru păr, unde pot să fac comanda. Doamna Lili Lăcătuș, bună seara! De pe numărul de pe TikTok. Pe TikTok e un număr de mobil al firmei Tony Richardson, care aduce și trimite din depozit. Ei îmi aduc mie, eu le distribui pentru români. Pe TikTok, pe primul, e numărul meu de mobil. Acolo scrii pe WhatsApp și eu îți respect sigur comanda. Elena, grăbește-te, salutări din Craiova.
Eu nu mi-am permis să zic că sunt jumătate doctor, să nici nu-ți permiți. Ai 11 ani și degeaba faci școală dacă nu știi să te comporți ca un doctor. Nu ne comportăm deja ca și voi, ca să știi de ce suntem jumate. Noi vrem să ajutăm mai mult. Bun. Când vii la Timișoara? Bună seara din Italia. Bună, din Roma, Moldova. Am 27 de grade, să-ți dau cu bună mine, faci saună. Acum am intrat în casă, doamnă. Am intrat în casă, primul lucru care am făcut, am intrat cu voi pe TikTok. Și încet, încet, după, corpul tău funcționează altfel, a meu altfel. Eu iubesc căldura. De ce? Pentru că eu sunt slabă. Ai înțeles? Și dacă eu sunt slabă, eu nu am atât de multă căldură cât au unele. Corpul, să vă explic despre corp. Permiteți-mi, jumate doctor, ce dracu. Deci, cine m-a antrenat pe mine, îi Sorin Costin Chifor, care e din Bistrița, care e președintele Sportul pentru Toți pe județul Bistrița Năsăud, care e sociolog, psiholog, arbitru în estetică fizică, da? Formator specialist Sportul pentru Toți. Bun. Omul ăla, deci domnul Sorin, s-a ocupat de mine. Da? Și mi-a zis în felul următor. Noi ăștia mai slabi, și eu, pentru care și eu, bună seara, da? Nouă tot timpul ne e frică. Corpul fiind foarte obraznic și nesimțit, pentru că scria Socrat, cunoaște-te pe tine însăți. Așa. Asta ce înseamnă? Că corpul, da? E un porc. Corpul uman e un porc. Adică mănâncă atât de mult și îi place să depoziteze. Când tu îl duci la sport și îl stresezi, zice, nu, o zi, două, îl duci, dar pe urmă nu mai te duci. Pentru că nu-i place să piardă. La corp îi place grăsimea său. Înțelegi? Căldura. Lui nu-i place să piardă. Înțelegi? Când eu l-am cunoscut pe Sorin Costin Chifor, aveam, cred că, vreo 20 de kilograme în plus. Înțelegi? Eram grăsunica. Înțelegi? Care nu puteam sta pe tocuri. Deloc. Mă tremura mușchii. Așa, și omul m-a structurat, îți toată fibră, toată mușchi. Dar ne-e frig nouă. Înțelegi? Bun. Eu vin de afară. Acum am intrat în casă. Bun. Și 27 e puțin pentru mine, că îi pun și mai mult. Înțelegi? Vreau să pun mai mult. Da. 28. 29. 30. Asta e ultima generație de aparatură. Îmi încălzește 30 de grade și nu-i suficient, ca să știi. Așa sunt eu. Vorbim toată seara de asta? Nu cred că e momentul să vorbim de asta toată seara. Deci 30 de grade și nu e suficient pentru o tânără jună. Bun, nu degeaba au zis doctorii, apropo de ăștia cu școală, femeia ia pe rece și bărbatul trebuie să o încălzească. În cazul meu, secetă. Mai am un pardon pe mine. Să fie bine. Putem să vorbim acum? Mulțumesc. Așa. Încă mi-e frig. Așa. Scuzați, trebuie să vă îndreptați fata ca să vede că e uscată, bea apă mai multă. Doamnă, n-are legătură una cu alta. Am fondul de ten de la 7 dimineața. Și rezistă. Cât costă inelul? Inelul? Costă 100 de lei. Produsele sunt foarte, foarte bune, îmi zice doamna Adriana. Mulțumesc, doamnă. Încearcă ulei de salvie. E frig la tine, mami? Ești ca o porlanecă. Ok, mulțumesc. Superbă. Îmi cade foarte mult părul ce-mi recomandați. Un șampon cu argint coloidal pentru păr. Bună seara, aveți vocea plăcută. Varză. A fost și mai rău. De ce stai așa îmbrăcată? La fel am procedat și eu cu comanda. Tu ești aia de ești jumate doctoriță din școala de asistente? Doamne, sunt 50 de colege. Noi suntem elea. Da, noi suntem. Nu ai căldură în casă? 11 ani am trăit. 11 ani, am 22 și am terminat anul trecut. Bravo! Ancuțo, blochează-mă! Continuăm. Anco, dăm bloc. Ce ai fă de te-ai îmbătrânit așa repede? Chifor ca mine. De unde ești? Ce faci de cacat? Te faci de cacat. Așa este. Mi scuza.
O dată te-ai trecut. Doamne, stai în frig. Mă blochezi, mă. Acum, dacă tu ești, vă rog să-l blocați pe ăla. Mulțumesc. Nu zice, acum, dacă tu ești asistente medicale, eu nu mai merg în spital să mă tratez. Păi n-ai nevoie. Ai nevoie să-ți întărești credința. Ce să cați în spital? Înțelegi? Bun. Cu cât vă întăriți mai mult credința, cu atât îți dai seama că boala e o, nu știu, o scuză. Că vrei să vezi și ceva frumos îmbrăcat în alb, care sunt femeile. Acolo. Că doctorii n-au vreme de voi. Mereu răcită că stai în frig. Nu, beau tot timpul apă rece. Eu nu am temperatură, n-am nimic. Beau apă rece și tot timpul îmi strâng gâtul. Aia e. Aoleo, teoria pizdii. Nu ești grăsună, draga mea? Nu. Am 1,72 m și am talo pe 60 de chile. De ce sunteți atât de îmbrăcată? Amanta lui Vadim. Frig tare acolo. Căldură loc. Eu sunt grasă și iubesc căldura, sunt rea de frig. Greșești maxim. Doamne ferește, taci, ce te faci de... Așa. Ia corp, îți place să fie vara mereu. Nacuța aici. Explicați de doctoriță. Te salut de la Cluj și te admir. Bună seara, Ancuța, ești foarte frumoasă, scumpă, minunată și drăguță. Doamnă dragă, ce vă face sprâncenele? Bună! Are 12 grade în casă. Ne traduce cineva ce spune? Ai 12, fă nebună. Mai ești jumătate medic? Așa sunt și eu, o friguroasă. Hai în Spania, iubita, că e cald aici. Știi, eu acolo mi-am stricat eu corpul. În ce sens? Acolo era o căldură demențială, sufocantă. Aici, un frig, de nu zine să crezi. V-am spus să mă obișnuiesc, pentru că afară e enorm de frig. Acum am intrat, înainte să mă duc să dorm. Și mă dezbrac încet, încet. Cum mă încălzesc, mă dezbrac. Căci așa se dezbracă oamenii care fac ceva. Bun. Și eu tot timpul fac ceva. Eu lucrez cu adevărat. Pun pachete, trag bandă în garajul meu, acolo. Pentru că o căruță de țărani au ținut în șah imperii. Și lucrez. Și acolo e foarte frig. Ca să știți de ce mie acum mi-e frig. Așa. Pachetele vă merg de la mine. Acum, la sfârșit de săptămână, amicii mei din Rebra vin să pun o ușă cu 3 geamuri de termopane ca să fie perfect. Imediat mă mai dezbrac. Stați liniștiți că am de unde. Și să vă arăt și ce pantaloni am, permiteți-mi să vă arăt. Stați. Se vede? Mulțumesc. Nu se vede? Continuăm. Mulțumesc pentru înțelegere. Deci mai am bluze pe mine, așa, să vă mai arăt. Acum e ok. Încet, încet. Luați-mă încet, pentru că avem de mers. Continuăm. Eu sunt fată someșană. Unde am eu casa, e mai rece de obicei, pentru că trece apa. Stau lângă un râuț micuț, o vale așa, dar tot timpul îi mare, încăpătoare și tot timpul în fugă apa. Că atât ai de prost încât nu-i place să meargă la deal, numai la vale. Ok? Bun. Continuăm, sunt foarte multe mesaje. Nici 2 săptămâni. În care ai dreptate. Da, întotdeauna, dar nu, nu forț. De la ce firmă ai aluatul? Vreau și eu. Lucrez în garaj? Da. Lucrez în garaj. Această casă mare a fost prevăzută cu un garaj. Unde să-mi pun mașina? Și am intrat în afacerea asta și nu mai vreau să-mi pun mașina acolo. Acolo e depozitul argintului coloidal. Frumos, de lux, în condiții. Acolo am avut și am încă în continuare până acum, vineri, sâmbătă, o ușă care se deschide. Cum i-am pus grese de lux jos, m-am ridicat cu vreo 7 cm. Și atunci ușa de sus, când dai așa, cu telecomandă, bineînțeles că am dat 1300 de euro pe ea, nu se mai rămâne așa o distanță. Și tot timpul e deschis garajul, cum ar veni, sus, mă refer, nu jos. Pentru că m-am înălțat de jos în sus,
pe a pune o altă gresie. Și de acolo tot timpul îi frig. Nu vreau să-i dau drumul la calorifer, că îi dau degeaba. În ce sens? Pentru că n-ai cum, că e deschis. Și acum, de 3 săptămâni am comandat ușa, dar cam atâta durează, cam de 3 săptămâni, și mi-o aduc cei din Rebra care mi-au făcut toată casa. Înțelegi? Și, adică ca termopane mă refer. Și mi-o pun. Și atunci dau drumul cum e normal. Ce temperatură am aici? O să am și un garaj. Logic, să facă foarte bine organizată, dar că eu cu cât văd că e mai greu, cu cât văd că e frig, frigul nu mă interesează, atitudinea mea îi să fac. Și normal că am venit de acolo înghețată. Uneori copilul meu când vine acolo, mă vede și zice, mama, am venit doar să-ți încălzesc mâinile. Și vine și stă și mă încălzește mâinile. Am un palat, nu sunt săracă și nici rău organizată. Nu s-a putut face, nu poți să te caci dacă azi e vineri și trebuie să-ți faci treaba miercuri, nu poți să vârți timpul. Îi timp pentru toate, ca să știți. Și copilul meu știe că mama are mâinile reci și mama e îmbrăcată ca un urs și lucrează. Și el vine și știe, pupă mânuța și așa, el. Și cumpără mânuș. Mama, îți dau mânușurile și așa, eu trebuie să mă fac că le iau. Când pleacă, le pun înapoi. E tâcă, bun, acolo mi-am pus un cantelabru frumos de lux, mă înțelegi, numai din pentru că mă interesează. O să fie de lux garajul ăla, cum e casa mea? Pentru că mă interesează. Dacă e lux, gândesc. Că de sărac am fost destul. Hello. Stați cu minți. Continuăm. Continuăm, hello. Doamna doctor, azi nu înțelegem nimic. Așa. Băi, nu poți să înțelegi, dacă rămâi la același nivel, n-ai cum. Săraca de tine. Se mai întâmplă. Când zici săracă, să știi că eu avansez și tu rămâi acolo. Grijă ce spui, pentru că Biblia zice, vom deveni sclavii cuvintelor rostite. Așa că tu ai zis asta, dar îți cade în sân. Pentru că diferența între tine și mine e una. Tot ce am eu, e lui Dumnezeu. Și o să spun și de ce. Pentru că regele Solomon a zis, i-am tot. Dar nu într-atât de tot încât să fiu sărac și să-mi cerșesc pâinea. Și dacă tu zici, săraca de tine. Nu, săraca, cuvântul sărac, în general. Așa, rămâne în dreptul tău. Și eu, nu, să știi. Eu nu. Și de ce? Pentru că eu nu vreau ca tu să fii sărac. Și de asta. Deci numai ce dai, se oprește în dreptul tău, sămânță și-o crescut. Ca să știi că e important să știi. Ce trebuie să fac să scap de amant? Doamne, dacă râzi, înseamnă că nu vrei să scap. Nu trebuie să faci nimic. Înțelegi? Trebuie să-l asculți ce vorbește doar când nu-i cu tine. Și atunci o să-l lași. Te apreciez, Mazie, superbă. Vai, dormire. Am mai scris odată, am cumpărat inel și nici două săptămâni nu l-am purtat și s-a albit în palmă. Doamnă, eu ți l-am dat să-l pui pe dege, nu să-l țin palmă. Ca să știi. Arată-ne și nouă luxul tău. Nu am, doamnă. Am în mine, în sufletul meu, în inima mea. Îmi place gândirea dumneavoastră. Bună seara, glumez. Nivelul meu este mult mai mult decât un garaj. Doamnă, domnule. De lipsitul preda Ionuț. O căruță de țărani au ținut în șah imperii. Toate afacerile mici s-au făcut, înțelegi, în frig, în cort, cum sunt, de exemplu, jidanii. De ce sunt cei mai bogați din lume? Pentru că prima dată au început cu un garaj, cu un cortuleț și au făcut și au schimbat marfă și s-au ridicat. Bun, ai mai mult decât un garaj, degeaba. Pentru că n-ai cap. Că dacă aveai cap, știai ce să faci și cu un garaj de început. Eu știu. Bună seara, salut! Unde lucrezi, doamna doctor? Unde? Bună seara, vă rog din suflet. Ai avea gura proastă, dar nu vrea om rău. Țărancă cochlită. Ăsta s-a prins. Așa frig este la tine, te ești îmbrăcat așa gros. Eu am cap și garaj, dar vreau să stau în casă. Așa, de Crăciun vine hrușcă,
ca la colinde. Bună seara, Ancuță, Doamnă, te admin toată inima. Așa. Salut, Maria, Gabriela și Zroxi. Pesul tău unde este? 5 minute opriți microfonul, că ne încurcă rău de tot. La Preda Ionuț. 5 minute. Mulțumesc. Anca, toate produsele sunt minunate și inelul este perfect. Te doare în gât, de ești răgușită, poate vă sparge cineva garajul. Nu, că am camere de rovedere. Sunt foarte bine organizată. Le spargi, dar pe 30 de metri tot știu ce se întâmplă. Și câteva camere de care nu știe nimeni. Ca să știi. Așa, bună seara, folosesc crema de pete de 5 zile și deja văd diferența. Mă bucur, doamnă, pentru că v-am trimis o să vezi diferența. Te ador. Așa, viața mea e mult mai bună și mult mai împăcată cu mine însă de când vă urmăresc, doamna Denisa. Nu ai ce să faci decât să te bucuri de tine fiecare zi. Cei ce latră poate lătra căci tu ești și crești în succes. Normal că dacă ai în pom fructe, vor veni să dea cu bota. Înțelegi? Depinde de interesul pe care l-au. Și vor vorbi și urât. Dar că tu nu o să cazi, pentru că ei nu știe că tu te rogi. Și nu o să cazi, pentru că tu te rogi. Ei nu știu, bă, de ce nu cade aia? Parcă e mere mai bine. Uite câte haine are pe ea. Uite cum pe ea e bine. Pentru că mă rog. Ai înțeles? Bun, asta-s eu. Și așa trebuie să fie oricare femeie. Frumoase sprâncene. Nimic n-am pe ele. Absolut nimic. Continuăm. Îmi place atitudinea ta perseverentă, dar mai ales faptul că ești cu Dumnezeu și fii binecuvântată. Bună seara, v-am scris în privat, vreau un săpun să-mi fac comandă și la o cremă. Ai scris și foarte bine, pentru că o vei primi. Scrie-mi la numărul de pe TikTok, pe WhatsApp, lasă-ți adresa, că-ți trimit catalog și ți-o trimit. Ți-ai făcut foarte bine. Vei primi ceea ce ai scris că vrei. Ce profeție aveți? Profeția, auzi, zici că e Nostradam. Sugi pula, zice unul. Dom'le, eu sunt de acord. Deci, toate suge. Înțelegi? Și tu botul în savarină. Dacă îl pui degeaba, trebuie să-l pui pe centru. Înțelegi? Ca să știm că ai vedit. Dacă nu, nu-i problemă. Că noi ne descurcăm, avem sute de feluri. Ca să știi. Sugi, zici că e un fel de salut. Sugi pula? Da! Da, așa e. Toate. Și să vezi numai. E sus în jos, de jos în sus. Înțelegi? Da, de acord. Ok. Sprâncenile sunt pigmentate. Bravo. Nu vorbiți urât, măi, oamenilor. Unul vorbim, sugi, da. Despre ce vorbim? Împlinește-mi un vis să vezi că te iau de la portă. De la ușă. Nici nu intri... Hello, hello, sunt de acord, nu-i problemă, împlinește-mi ceva, să-și placă să am un lucru de îndeplinit și să nu fiu în stare, fă-o tu, îți văd masculinitatea, implicarea, îți direct în genunchi. Nu-i problema. Ok, fă tu ceva că eu fac mai mult. Ok, bun, sugem toate, toate, pluralul. Așa, continuă, că doar unde dore gâtul, stai cu minte. Continuăm. Îmi zice, sper ce el mișto întreb pentru ea, nu observ, așa? Cu o femeie nu este ok să vorbești urât. Doamna Anca, mai aveți disponibilă rochița albă cu floricele roz? Da. Aștept răspuns, bravo. Așa răspuns, sunteți mortală. Bună, draga mea. Nu e ok, vă aude băiatul. Sigur, mă aude băiatul. Și care e problema? Eu trebuie să mă uit acolo la băiatul meu ca el să aibă cât de cât o sculă bună, mai bună ca lui tată său, ca să fie bine. Și ce care e problema? Dragul mami, ai grijă, pupici, jos la vremea potrivită, și destule care era. Înțelegi? Bun, ce care e problema? Ce dracu ați via fi atâta de frică? Eu, copilul meu nu știe că l-a dus barza. Leu, noapte bună, bună dimineața, bună seara. Nu. Tatăl s-a rămas în Tenerife, mama ori crește singură, cezariană, durere, știi adevărul. Să ai cu minte. Tu ocupă-te de-a tău ce știe.
Îmi place foarte mult rochița cu model roșie. Doamna Andreea, Maria, s-o trimit cu plăcere. Numai fă-mi poză și ziceam că pe TikTok e numărul de mobil, îmi schimb pe WhatsApp și ziceam că vreau numărul ăsta. Așa, și eu s-o trimit. Fără greșeli, fără nimic, o rochiță mă zis. Invitați un joc de rol cu fetița să aflați că ce o supără la școală dumneavoastră, să fiți profesoară, ea elevă. Nu știu la ce se referă. Rușine, unde s-a ajuns? Ești o femeie frumoasă și deșteaptă. Bună seara, drăguță, mi-a ajuns azi crema pentru pete. Mulțumesc frumos, cu plăcere. E o cremă pentru pete, pentru petele urâte, maroni și de soare, care oricare femeie trebuie să-și dea un fresh feței. Așa, continuăm. Ce face micuțul? Doarme. De unde ești? Deloc din România. Năsăud. Continuăm. Mor. Ce tare ești, doamnă. Erai piesa acum 10 ani. M-ai făcut să râd, ești autentică, Ancuța. Continuăm. Ce face prințul? Doarme. M-ai făcut să mor. Râd și cad în cur de râs. Bravo, bine spus. Doamnă, sunteți o superbă. Continuăm. Bună seara, bună seara. Ce produse vite, doamna, ce firmă. Bună seara, apreciez mult că ești realistă. Ești super simpatică și da, și dacă o are mică, cum îl ajuți? Doamnă, nu trebuie să te încurci cu el. Despre ce vorbim? Eu acolo cred că și Dumnezeu e de acord să fie pasiv. Dacă n-ai nimic în față. Stai și cu spatele. Ce să faci? Acum și Dumnezeu e de acord. E foarte de acord că și el mai dă greș. Deși Dumnezeu să zice că nu dă greș. Atât e cam mică, n-ajung la căldurică. Mulți nu se prezintă cu fața pentru că sunt înțelepți și știu. Și mulți din centrul persoanelor acestea sunt mulți preoți care știu asta. De-aia au numai haine negre. Așa, și să spună ție în cap. Că acolo să stai numai jos, acolo, unde n-are el. Bună seara, am o relație, dar îmi transmite stări negative și sunt nervoasă, ce înseamnă, că tu ai dreptate. Și dacă îți transmite stări negative, pentru că credința ta e mai mare decât manipularea lui. Și rogă-te la Dumnezeu ca acele stări să înceteze. De ce? Pentru că dacă cumva nu înțelegi că dragostea iubirei de săvârșit și într-un Dumnezeu cu pace, în pace, atunci Dumnezeu o să îți trimită dubli nervi, duble supărări și tensiuni. Înțelegi? Bun. Bună, e superbă. Bravo, doamnă. Continuăm. Râdeți voi, dar o să vedeți la iarnă cu căldura cât o să ne usture. Așa? Ce face prințul? Bună seara, doamnă. Ușor, ușor aflați că e supărată și remediați prima oară cauza, apoi soluția. Ce face asta? Să uită la scula lui fii sau să o compare cu a lui tată sau? Eu am zis dacă se poate mai bine. Acolo știu și aici crește. Continuăm. Cu bani nu, doar nu moca. Așa, la Chișinău, trimiteți. Oriunde nu mi-a trimit. Ați răgușit, toată viața ați răgușit. Vă rog să nu mai întrebați asta. Eu din respect citesc toate mesajele, că n-am treabă. Eu n-am venit aici să mă supăr pe nimeni. Alo, opriți chat-ul, nu reușesc să citesc tot. Am ca ce ai îmbătrânit. Mă bucur. Ați repetat asta încât îmi dau seama că mai mare privilegiu de îmbătrânire a unei femei nu o să o vezi deloc. Sunt bătrână și mă bucur. Am avut un frate care a murit la 36 de ani, am 39 de ani și nu a avut privilegiu să îmbătrânească frumos. Dacă cumva ești mai tânăr ca și mine, sper să ai privilegiu să te duci măcar la 39 de ani, că mâine nu știm, că cine zice că mâine își face nu știu ce, greșește, pentru că nu e ziua noastră, dacă Dumnezeu vrea a fi. Mă înțelegi? Deci ești bătrână, ești bătrână. Sunt de acord. O să fiu bătrână și dacă Dumnezeu vrea să îmi plătesc și două cozi albe aici. Una, două. Și să mă lasă unde sunt, aici la țară. Să nu mă ducă la oraș. Aici pot să trăiesc mai mult. Mai înțelegi ce spun? Am îmbătrânit? Sunt de acord. Mulțumesc frumos. Aici, la o aruncătură de piatră în Liviu Rebreanu, a murit un copil de 17 ani. Nu a avut privilegiul să ajungă la 39 de ani. Așa că tu când îmi spui, ești bătrână, mulțumesc. Așa e. Mulțumesc frumos. Bună, Anca, vă salut. Vă ascult în fiecare noapte. Mă uit la clipurile dumneavoastră pe YouTube și nu am somn. Mă bucur, doamnă, că de la mine o să înveți. Și multe femei am resetat să fie bine, superbe, stăpâne, feminine. Pentru că Dumnezeu a ales pentru ele să fie femei. Și tu când te prezinți în fața oglinzii, curată, da? Gingașă, fermă și femeie, îi face o foarte mare favoare lui Dumnezeu. Pe tocuri, sterioasă, creștină. Aia e esența.
Bună seara, apreciez mult că ești realist, se cred mai bună și pentru pistrui, îi diminuează, dar niciodată nu-i va lua, pentru că eu nu permit să te mint. Adică din 100% din pistrui mai rămân 40%. Totuși trebuie să o încerci. Bună, draga mea, spune-mi, te rog, ce să-i fac fetiței mele să nu mai plângă la școală. Dacă îi hărțuită fetița ta, o să zici că eu incig la ură. M-ar durea lucrul ăsta, ca să știi. Eu am avut o problemă de acest gen, copilul meu nu plânge. Dar îmi zicea că nu merge la școală din cauza lui Tuțu. Tuțu, un copil năcăjit de soartă, lovit pe la gât. Și eu ți-am spus că mă dezbrac imediat când mă încălzesc aici. Și nu mă duc la grădiniță, mă duc la grădiniță că Tuțu. Cine-i Tuțu? Doamne, calitate de mamă, mă interesează cine-i Tuțu. Am stat acolo să vină tata lui Tuțu, mama lui Tuțu. Eu care sunt un pic afonă de lumea asta. Adică naivă, bună, sufletistă. Bună ziua, sunteți mama lui Tuțu? Nu. Bună. Mama lui Tuțu. Păi ce, și tu urcați pe Tuțu? Cine-i Tuțu? Păi mama lui de Tuțu. Păi nu, că și pe copilul meu Vasilică l-a bătut. M-am deja... Bun, trece timpul, vine asta din Lebrișoara de aici care își bate soția, o bate de să cacă pe ea. L-a bătut-o înainte de nuntă și tot s-a căsătorit cu el. Are doi copii. Și Tuțu. Știi, pe jeep scria Tuț. T-U-Ț. Un om din înălțime până aici mi s-a gătat atât. Aici, s-a gătat. Și am zis, bună zi, nici nu m-a lăsat să vorbesc, că nici copilul lui nu vine din cauza lui copilul meu. Copilul meu e cel mai mare din școală, adică din grădiniță. Da? Pentru că, normal, am ales pe tată, s-o înalt, nu am ales unul mic. Și eu am zis să-l văd pe Tuțu, nu? Dacă am eu cel mai mare, vreau să-l văd pe Tuțu. Tuțu mic, de înălțime, era milă de el. La momentul dat am zis, doamne, lasă-l bată numai pe-a meu, că mi-am dat, mă, o copilar pe moarte. Deci trebuie să vezi ce se întâmplă la școala aia. Dar ce nu mi-a plăcut a fost violența tatălui, care din curvă nenorocită, cretină, idiotă, pușcăreașă, nu m-a scos. Și m-am uitat așa, că el zicea că de ce nu răspund. Și eu am zis, mă, omule bun, eu n-am timp să-ți răspund că nu știu tupeul cu care îmi vorbești. Eu zâmbesc când e chestie de copil. Eu am vrut să știu că eu sunt cine-i Tuțu. Cum tupeu fantastic, n-ai putut să vezi. Dar pe tu ce crezi și nu știu ce. A rămas așa. Și vorbea cu mine. Că ție nu ți-e frică? Am zis, mie nu mi-e frică de nimic. Nu, nu-i normal, că-s mamă ce. Și apoi am tată informat. În cine? Face, domnule, foarte bine că nu i-ai făcut, că nu n-ai adică eu când am văzut cât e de tupeist, eu mi-am dat seama ce educație pot să aibă acei doi copii. O trecut timpul și am cunoscut soția. Plângea. Și toată Lebrișoara știe. Eu sunt din Lebrișoara. De aici, de unde e vestit Tămaș. Și toată Lebrișoara știe că o bate. Unul mic până aici, cu un jeep Tuț. T-U-Ț. Deci, plângea în parc. Că o bate. Și am spus, înregistrează-l, fă. Copiii de o violență rară. Înțelegi? Să greață, să scârbă. Înțelegi? Nu, și... Dar m-am dus la fir să vedem ce se întâmplă. Și nimic n-am făcut altceva decât am zis, Tony, hai la mine. Hai să ne antrenăm. A dat atunci și l-am dus la grădiniță încă o dată. Că eu nu pot să-i rezolv problemele. Eu l-am cunoscut pe tata lui Tuțu. Atât. Și mi-am dat seama ce trebuie făcut. Nimic. Să ne dea ring. Că merem. Continuăm. Dacă plânge fiica ta, trebuie să știi foarte bine dacă cineva o face să plângă sau plânge pentru că sunt lucruri care ea le știe de acasă și la școală se destăinuie. E o problemă interioară care ține de familie sau una care ține de grădiniță. Și trebuie să te uiți cât mă interesează. Dacă te interesează în calitate de părinte. Sunt două lucruri, atâtea nu există. Continuăm, bună seara. Doamne, ce ai îmbătrânit Ancuța? Doamnă dragă, vă ascult în fiecare noapte, mă la dumneavoastră, am înghețat de film, cât am stat blocat. Dacă, încă 5 minute,
Are pe are 50 de mesaje pe minut, Dumnezeule. Încă 5 minute blocați ca să putem vorbi în seara asta. Crema e bună? Nu îl băga pe Dumnezeu aici? Doamna Ancuța, vă ascult. Pentru copii este bună crema de pete? Foarte bună. Nu-i problemă. Ancuța spune, de unde ai luat acel halat de bulină, de la ce firmă? Doamne, sunt halate pe care eu le fac. Continuăm. Fugi în pădure. Doamna Anca, bun, bună seara, ești forță, bravo. Foarte multe mesaje. Așa, erai puternică la tine în casă, eu am ajuns, nu au ajuns cămășile iubii și așa, sunteți superbă, doamnă. Am și murit, ce ne spui despre narcisiști? Narcisiștii sunt cei ce niciodată nu își asumă. Dau și fug și ei, la rândul lor, cred. Doar cred. Mie nu în fața unui om pregătit ca mine. La mine nu crezi numai odată și te-am lăsat vorbind și mă duc am treabă. Cred ei că după ei nu mai există nimeni. Și greșit. Pe ei de obicei trezești cu două pălmi ca pe pis de bătute, așa, știi? Așa. Ăia sunt niște tupeiști care te fac vinovată și te manipulează și nu o să plângă el, așteaptă să plângi tu. Și tot tu trebuie să-și ceri iertare. Ăia sunt bărbați care nu poți să construiești și sunt bolnavi și tot timpul se vor face bine că vor căuta victime și-s destule. Vând cartofi, te admir foarte mult, Dumnezeu fie cu tine, bună seara! Eu am luat șampon și inel de la tine, foarte, foarte mulțumită, doamna Iuli. Bună seara și îți mulțumesc și eu, doamna. Bună seara, aș vrea și eu crema, te rog frumos. Doamna Cami, vă trimit cu plăcere, scrieți la numărul meu de pe TikTok și acolo pe WhatsApp eu vă răspund și vă trimit crema să vă bucure și să vă albească. Eu aici nu am foarte multă lumină, probabil în partea asta ar fi mai multă lumină, nu? Așa cum ar veni. Așa? Bun. Așa. Continuăm. Narcisiști sunt oameni care se iubesc pe ei. Rochii mai ai? Da, să nu mai am dacă sunt brand. Despre ce vorbim? Mă alimentez zi de zi cu 300 de rochii. Și alte modele. Modele regale. Modele de înaltă clasă. Care scoate femeia din anonimat și o pune pe scenă. Indiferent unde va îmbrăca rochița, va fi o femeie lider. Pentru că modelele sunt luate de la prințesa Diana și de la încă câteva care au făcut, da, notă lumii. Anca, dragă, mulțumesc, ai fost în aur, mulțumesc frumos. Aveți un băiețel foarte inteligent și scump. De ce? După o vârstă e mai greu să-ți faci o relație. 29 de ani, nu mai accept nimic, doamna Denisa. Eu am 39 de ani și mie nu trebuie nicio relație. Cea mai bună relație este cea cu mine însămi. Și după un timp, ce se întâmplă? Cunoscându-te în solitudine, doar în solitudine Dumnezeu se așează, nu în singurătate. Singurătatea e demonică. Ai tot felul de gânduri. Solitudinea, da, cu tine însăți, făcând pace cu ceea ce ești și ajungi la niște lucruri concrete. Venim pe rând și plecăm pe serite. Nimeni nu moare și nimeni nu se oprește pentru a ta durere. Nu poți să depășești, ești ingenuic și ești mic. Că dacă mă întreabă cineva, Anca, vrei să fii o zi leu sau toată viața în genunchi? Vreau să fiu o zi leu. Ca să știi că Dumnezeu zice, de ce te târăști? Dacă eu îți spun de 365 de ori că tu nu te teme. Și tu de ce te târăști? Nu te târâ când Dumnezeu ți-a dat echilibru, frumusețe, har și minte. Trebuie neapărat să-i dai la Dumnezeu înapoi. Ce să-i dai? Mulțumiri și recunoștință. Pentru că primul păcat în lume a fost nerecunoștință. Știți ce se întâmplă cu oamenii nerecunoscători? Sunt nimeni și nimica. Ei. Și imediat nu o să aibă nici memorie. Mulțumesc! Dacă era Tony, îi plăcea. Lasă că o să-l mai aduc. Continuăm. Ca să vinzi tu rochii de 2 bani, n-am de 2 bani, să știi. Cea mai ieftină rochie de la mine începe de la 60-70 de euro în sus și nimic în jos. Ca să știi. Pentru că eu știu ce sunt și știu ce fac. Mai vreau și eu un inel numărul 12. Nu am avut niciodată numărul 12, am avut doar numărul
17, 18, 19, 20, 21. Niciodată n-am avut 12. Mănuiesc că 12 intre pe aici, până aici undeva. Te ador. Sunt de jumătate doctor. Da, sunt jumătate doctor. Asta înseamnă că tu, dacă vii în spital, oricare, clinică privată, oricare, și dai de una ca mine, în condiții cu acte care au dat vii la științe, la școală, așa, eu te întreb, că trebuie să-mi răspunzi, că nu poți să fii arogant cu mine, că n-ajungi la doctor. Deci nu poți să mă dai deoparte, nu poți nici să chizuși așa, pentru că eu vin frumos cu halat, nu lipsește nimic aici, și îți iau tensiunea și te întreb dacă te întâmplă ceva și te scriu. Lelele, și am înțeles, da, vorbiți, da, am înțeles, alergie la ceva, da, pui pulsul, da, dezbrăcați-vă, vine doctorul. Dacă întârzie, mă uit mai mult la tine, ca să știi. Mă întreabă pe mine și ce constați? Pun și eu mâna. Aici, de aici, de acolo, ca să știi. Pentru că noi facem practică cu profesioniștii, cu doctorii mari, care niciodată nu zică nu. Pentru că ei sunt obligați să facă practică, pentru că trebuie să ne învețe și pe noi. Jumace ce știu ei, profesioniștii. Ok? Jumace. Bun. Continuăm. Ca să vinzi tu rochii de 2 bani, continuăm, vă ascultăm și mi-am dat seama cu cine semănați la voce, cu Florin Piersic. O idee pentru un cadou pentru soțul tău, o pereche de strașuri, niște tocuri foarte subțiri, nu de alea lungi de club, subțiri, să simți vibrația pământului, fără chilot, înțelegi, și un fel de cravată pe tine. Atâta tot. Foarte parfumată și părul spălat și lăsat. Nu cocuș, căcatul, că îți ești pensionare. Mai înțelegi? Și zice, auzi, vină coace. Te faci că nu-l cunoști. Izua ta te nașă, nebun, dezbracă-te, lasă că vorbim după aia. Mai înțelegi? Și când se îmbracă, zice, auzi, am uitat, măi, iar izua ta te nașă, mai dezbracă-te odată. Și atâta tot. Restul nu te duce pe la cadouri și căcaturi, că nu îl interesează atât de mult. Ca să știi. Ca să nu zici că nu ți-am spus cum aș face eu dacă aș fi ca tine. Continuăm. Copilul nu suferă la școală între colegi și profesori că mama lui vorbește de pizdă și nu să sufere? Că cineva mă întreabă? Eu am intrat să vorbesc cu ascultătorii mei. Dacă unii întreabă, e ok. Eu răspund. Eu acum sunt aici să răspund la 1000-2000 de întrebări, că atât cam atâta răspund eu într-o seară, așa, minim. 8-900 în sus, așa, și unii mă întreabă. Unii mă întreabă că vreau să se omore, altul mă întreabă de savarină, unul mă întreabă de mădular, alta mă întreabă de copilul de la școală, alta mă întreabă că o divorțat, una zice că iubii nu i-o scris. Noi suntem aici să vorbim de unghiveci. Mai înțelegi? Păi eu sunt un om care răspund la întrebări. Mai înțelegi? Ce zic profesorul și așa mai departe? Nu. Păi ei interesează ca să plătesc copilul la școală, să fie curat la școală. Eu o problemă, sunt prezentă și sunt și supărată dacă copilul a greșit pentru că trebuie să-și ceară scuze. Și atâta tot. Eu sunt o parte din mine, pentru că eu fac asta de 12 ani, înainte să am copilul. Și ce ai crezut că a venit copilul și ce? Ce m-am schimbat? Nu, am evoluat. Așa? Și dacă mă întreb, îți răspund. Adică cum? Ce să spun acum? Bun. Când a venit copilul de la grădiniță, a zis, s-a vorbit de barză, mama. Da, o barză frumoasă și ne-a dus o barză la noi, la grădiniță. Și frumoasă barză, picioare subțiri și lungi și așa. Dar mulți ziceau că pe Vasilică, pe Gabriel, pe Daniel și pe David, i-au adus barza. Eu n-am crezut. Pentru că el știa adevărul. Când știi adevărul, parcă stai altfel în picioare. Pentru ce să ții un copil bolnav și naiv? Merită? Pentru ce să ții bolnașul naiv? Nu-i mai bine să stea lângă proști, să zâmbească, să facă... Mamă, eu n-am zis nimic, de aia n-am crezut. Așa-i, dragă mami. Bun. Că nu-i ce vezi tu, ce spune mama. Deocamdată. Ești deșteaptă și înafinată prea... Nu, mulți nu înțeleg asta, corect. Mulți nu înțeleg că eu, dacă greșesc, îmi cer scuze. Și nu-mi cer scuze pentru că tu stai să-ți bine. Eu cer scuze în primul rând în fața celui prea înalt. Dar nu greșesc. De ce? Pentru că nu fac cuiva ceva ceea ce mie nu mi-ar plăcea să mi se facă. Dacă cineva mă întreabă de mădular, unul zice, hei, o suge, hei, zdreanță. Eu sunt acea zdreanță
cea cu ochii de faianță. Unde este această zreanță, cea cu ochii de faianță? Sunt eu. Dar mai bine dacă îmi zici așa, ok, toate bună. Fiecare dă prima dată din ce are și până din ce îi. Și din ce îi? Construi din cacat. Continuăm. Decât de bază i-ați spus și de Moș Crăciun, el știe că dacă e bun, el la rândul lui va primi pe Moș Crăciun și nu va vedea niciodată. Atâta tot. Când vrea să-l vadă, va trebui să-l vadă pe anumite reclame foarte, cum să spun eu, animate. Atâta tot. Nici măcar nu m-a întrebat. Nimic nu m-a întrebat. Mama, vine moșul? Vine. Când numai când îi zăpadă, el vine și dacă știm să urmărim, îi vedem urmele prin zăpadă. Cum era asta vecina mea cu să iei laptele la vacă, a venit Moș Crăciun și m-a mai dat ceva din spate. Da, mama, dar s-a dus repede Moș Crăciun, da. Perfect, Moș Crăciun, eu din spate. Doamna Ancuța, vă iau de soție, vă rog, opriți microfonul. Ce părere aveți de familia care stă, de femeile care stă cu bărbați însurați? Doamnă, hai să ne înțelegem. Femeile care stă cu bărbați însurați, pe femeile alea n-au nicio treabă că ăla e căsătorit sau nu, pentru că pe ele le interesează altceva. Ce probleme ai tu că știi și nu lași? Ești mai în pierdere decât cea care știe că n-are de ce să vină decât când îi se face programul și îi prezentă. Ei, o să întreb acum, femeile, ele stau pentru bani, că doar nu stau pentru ce să-ți dăie. Niciuna nu stă pentru sex, toate stau pentru bani, pentru ce-i amantă. Și da, pentru o bucată de vreme își ia permisul pentru că soțul tău e mare în județ și ia permisul gratis, dar pentru care 90, 60, 90 și poate că e virgină. Ia toată structura de poliție și o dă și oprește și la ea. Asta e. Femeia o rupt și o făcut imperii. Ce-a făcut femeia? Pentru femeia română s-a omorât străinii în cap, în București. Pentru femeia română, Dumnezeule, ce s-a făcut? N-ar rău să vorbim. Ei, pe mine, de exemplu, da? Eu sunt o tipă, da? Și soțul tău e căsătorit. Ok, iată-o. Dar tu nu trebuie să te superi pe mine, că eu nu-l las. Pentru că înainte, ca el să introducă, el trebuie să-și aducă aminte de tine. Cine trebuie să-ți aducă aminte de tine? Soțul. Ce ai tu cu mine? Eu dacă îi zic mâine să am văzut-o pe nevasta, că te-ai dus anută cu ea. Am văzut că are o pecă de păpucea dumii mie. Păi tu că poți 39, vreau că mă 38. Îți ia păpucii din casă. Așa că grijă mare. Cine trebuie să-ți aducă aminte de tine? El. Ce ai tu cu femeile căsătorite? Femeile căsătorite folosești pluralul. Au dreptate ele. Și tu ai dreptate când știi. Dar de ce nu lași? Nu lași. Înțeles? Tu știi adevărul, dar nu lași. Ți trebuie ce să spun. Că dacă eu sunt amantă, ce să văd? Bună seara. E, figur. Nu se întâmplă nimic. Ce părere am? Niciuna. Părerea, am o altă părere față de celelalte. Nu de aia alte. Și ea, amanta, n-are nicio treabă. Cine-i vinovat, total și complex și maxim, îi numai și numai el. Pentru că el s-o căsătorit cu tine și el trebuie să aducă aminte de tine, nu amanta. Înțelegi? Care tot timpul e caldă. Să știi. Anca, eu am fost lăsată și tot timpul mi-a spus că nu sunt bună. Foarte bine. Pentru că vine unul care va vedea cât ești de bună și va rămâne. Și încă o chestie. Pentru ce, Doamne iartă-mă, vă supărați că sunteți lăsate? Că n-am înțeles. Știi concret că ești lăsată? O trecut o lună, două și ești tot lăsată și nu mai vine fața nici care să deschidă ușa? Foarte bine. Și pe Shakira, care bișcă din cucut, din picioare, din buric, din curoră. O lăsat-o cu doi copii și abandonată și în divorț. Dar pe tine, care tot timpul zici că te dore spatele. Dar pe tine. Tot timpul spatele. Oh, tot timpul ești cu ceartă. Măi, fetelor, ce aveți acum? S-o dus foarte bine, ai de lucru. Ce vrei să tragi? Așa. Ce business aveți, doamnă, că avem stofă de combinator? Doamna Cârcu, dacă îl mai blocați pe Preda, nu va mai plimb cu cui. Respect. Pot să îți cer un sfat în privat? Vine altul. Bună seara.
Vă respect enorm, vorbi tare bine, așa femeie mai rară. Am înțeles. Așa. Continuăm. Credeți că le știți pe toate, fără supărare? Nu. Sunt supărată de multe ori că nu pot să dau răspuns la tot. Pot să dau răspuns la ce sunt întrebată și ceea ce aș face eu. Adică eu, cu mine însă, în problema ta, nu m-ar duce spre distrugere, ci spre succes, spre împăcare și spre pace cu Dumnezeu. Pentru că dacă tu ai pace în Dumnezeu, toate praf lucrurile ți se vor da deasupra, pentru că tu crezi. Și când tu crezi, ai făcut un pas, dar nu e suficient, pentru că trebuie să urmărești ceea ce tu crezi. Ai înțeles? Că le știu pe toate, da. Într-un Dumnezeu. Mă înțelegi? Bun. Nu fac rău, nu trimit țepe, nu trimit rahatul, nu trimit și nu-mi vin. Am alergie la astea. Bun, ca să știi. Continuă. Corect. Copilul meu doarme. Deci dacă ne văietăm, este mai rău. Da, da. Shakira, care punea pe scenă și toți erau cu sculele în aer. Ai înțeles? Fotbalistul ăla mai tânăr, tichichi, tichichi, o lăsat-o și cu copii și divorț și... Ai înțeles? Dar pe tine cât timpul te doare spatele, tot timpul îi cauți în telefon și îl persecuți. Da, ce fată! Bravo, doamnă, respect, te ador, suflet frumos, ești molipsitoare, mai am treabă, dar nu pot ieși după live, învăț multe de la tine. Se vede că aveți o experiență de valoare, probabil ați ajuns la, vă dați seama de multe, enorm de multe mi s-au întâmplat și de asta stați bine. Bună seara tuturor, Anca te întreb, era adevărat ce zicea Vadim de, era de, nu mai știu, de mine. Cât adevăr spune Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Știți că de ce să mă bucur pentru asta? Tot ce am îi datorez lui Dumnezeu, nimic omului. Așa, Anca, multă lume a ajutat cu sfaturi și nu numai îți mulțumesc, Anca. Cu drag, scumpă. Super săpunul. Doamna Anca, nu te doare gura cât vorbești? Nu. Nu. Respect și admirație, seara frumoasă. Am multe de învățat de la voastră, înainte de toate îmi place că ești foarte corectă. Unul care zice că sunt cea mai bună la pat din câte a avut, să-l cred, nu mai suntem împreună. Păi normal că dacă mi-ai mai spus întrebarea asta odată. Un bărbat când zice că ești bună la pat, e pentru că el vrea să stea tolănit și să lucrezi ca și o sclavă. Eu sunt o femeie, de exemplu, care îmi place să fiu servită. Atâta sunt de nesimțită și de puturosă. Ca să știi. Mie îmi pare bun la pat. Să-și facă treaba până la urmă. În fost la urmă unui femeie acei. Că dacă ai fi citit, ai fi știut ce rol trebuie să ai tu. Atât ai lucrat, de ferească Dumnezeu, o sclavă. Și de-aia ești bună la pat. Înțelegi? Că tu de el nu poți să zici același lucru. Ca să știi cât ai dat și cu frână și fără frână. Continuăm. Felicitări, ești foarte bună. Semen cu soacra mea și fizic și la gesturi. Te-ai certat odată o cerșătoare să nu protesteze pentru sărăcia ei? Noapte bună, pe cum să protestezi pentru sărăcia ta? Pe ce avem noi? Pe noi oamenii suntem vinovați de sărăcia ta? Ceartă-l pe Dumnezeu. Zici, Doamne, ori îmi dai, ori îmi iei. Că dacă tot îmi iei și nu mai îmi dai, cer la oameni. Și Dumnezeu nu o să te lase, pentru că trebuie să-ți schimbi juruințele. Și Dumnezeu o să-ți facă încă. Andrei, salut, mulțumesc de trandafir. Oricum, spune mult adevăr, această doamnă succes, îi super mulțumesc, crema pentru pete este foarte bună, îmi zice doamna Helena. Doamnă, mulțumesc și eu, doamnă. Folosește-o cu drag pentru că ai nevoie ca fața ta să fie albă. Unde pot cumpăra crema? De pe numărul meu de pe TikTok, ți-o trimit, e o cremă pentru pete. Eu mă încurc cu două creme care dau rezultat. Una pentru petele urâte, maronii și de soare și cealaltă îi pentru ridurile. Ridurile urâte, pentru frunte, eu mă dau cu ea. Riduri de frunte, riduri de expresie. Eu am aproape 40 de ani. Și mă dau cu ea de 2 ani. Că eu de 4 luni am adus-o în țară și pentru voi. Să vă trimit. Așa, exact, are dreptate aici. Ce ziceam, că este bine să faci toate plăcerile bărbatului, ce își dorește el? Doamnă, e bine să faci tu în așa fel încât să creadă că îi le faci pe toate. Mă înțelegi? Și să te tot învârți. De ce tot repetați? Așa, bravo, Ancuța, bine, i-ai luat Mau, dacă
Preț crema 125 de lei, adică 25 de euro. Vă asigur dacă și el face pentru tine. Bună seara, doamna Cuța, și vă respect. Foarte adevărat, vreau și crema pentru riduri. Așa, tu de dă-ți cu o carte de gramatică peste ochi. Doamne, eu la limba și literatura română am luat bacul, ca să știi. Deci am luat examenul. Deci greșești aici. Dar unde nu am luat e fizică și matematică. No, acolo s-ar putea să te las pe tine să vorbești. Anca are un suflet minunat și nu minte niciodată, ajută cu tot ce îi stă în putință. Crema de pete se dă numai seara, numai seara, înainte de somn. Mai bine îți face bărbatul toate plăcerile, doamna Elena. Trebuie să-l clonăm dacă îl găsești. Te ador. Crema pentru pete, vă rog, vreau și eu acele două creme. Vi le trimit dacă scrieți la numărul de pe TikTok. Dacă o fiică adoptivă își spărășește mama pentru a sta într-un centru de plasament, ea poate să facă acest lucru dacă ea, la rândul ei, demonstrează că, nu știu, o maltratează, o bate și așa mai departe. Ea poate să facă ceea ce vrea la rândul ei. Când fost la urma urmei, e mai rău, mai bine. Anca nu are mândrie, are omenie, spune lucrurilor pe nume. Eu am cumpărat șamponul, săpunul și nelul, inelul sunt geniale. Vă mulțumesc. Ce cremă folosești pentru petele maronii? E o cremă care îi pentru petele maronii urâte și de soare? E o cremă care are precipitat aldemecul și acid salicilic, care dezinfectează, decolorează și albește. Nu ai tu pete cât poate albi ea. Pentru ridurile adânci și pe frunte, ce creme să mă pot da? O cremă Rai din familia argintului coroidal, sunt produse elvețiene. Dacă ți-e frică că nu ai casă, păi nu ai casă pentru că nu știi să ceri o casă. Este de o sinceritate ieșită din comun. Ce inel? Inelul ăsta e. E un inel care toată viața rămâne așa. Poți să își ceri un sfat în privat, te rog? Da. Aveți ceva pentru creșterea părului? Să îl șamponul cu argint coloidal. Rochițe mai ai, Ancuța, tot ceea ce voi vedeți pe TikTok sau pe YouTube sau pe Facebook-ul meu, sunt de vânzare. Vreau și eu crema. Vreau și eu ambele creme, cu plăcere. Una e 25 de euro și una e 32 de euro. Nu faceți și pantaloni din material perfect pe care aveți la rochițe? Dabia. Mă ocup de toate praf lucrurile încet, încet. Pentru psoriazis este bun șamponul, un săpunul, trebuie și spray-ul. Mâine scrie pe WhatsApp să vă comandă, doamna. Îmi puteți scrie și în seara asta, că nu-i problemă. Toate respectele mele, doamne, sunteți foarte puternică, sus, așa? La ce preț este șamponul? 105 lei, adică 21 de euro. În Germania lucrați? Nu. Eu nu sunt în Germania. Anca, cămașă roșie vreau, au ajuns Olimpia la sfârșitul săptămânii. Cât costă crema pentru riduri? 32 de euro. Șampon de urzică găsim? N-am așa ceva. Livrați în Germania? Și în Germania, și în Austria, și în Spania, oriunde în lume. Ce produse folosiți pentru sprâncene? Superb realizate. Cine mi le-a făcut și cine mi le-a pregătit? Sprâncenele sunt tipa din Bistrița care o cheamă Emilia Purcșa, P-U-R-C-Ș-A, care e cea mai bună pe județ. Trimite și în Franța, da. Crema Farmec cât costă? Nu lucrez la Farmec. Am săpunul, dar nu am stresul cât costă spray-ul. Dar nu am stresul, nu știu ce zici. Spray-ul este 40 de lei. Uleiul de frunze de dafin și rozmarin, căutați rețeta lui Zidanta, să te binecuvânteze Dumnezeu, până la anul poate reușești să-mi faci o rochiță de mireasă, te pup. Nico, scumpă, tu meriți să ai și o rochiță de mireasă. În Italia trimiteți crema pentru pete? Ancuța, compleuri casual pentru zi ai în plan să faci? Crema pentru riduri de câte ori se dă pe zi? Dimineața și seara doar. Rochițe sunt super frigide în tot ceea ce faci. Produsele se pot plăti și cu rambuș la curier la nivel național, da. La nivel internațional să pun bani în cont. Să pun duru. Pentru cearcă ne mulțumesc. Un produs pentru dermatită seboreică. Un șampon, un săpun cu argint coloidal și un spray. Atât. Mulțumesc și crema pentru riduri vreau, te rog. Vă rog să-mi scrieți la numărul de pe TikTok. Nu pe TikTok, la numărul care îi pe TikTok. E 0741 227-099. Ce îmi recomandați pentru căderea părului? Un șampon cu argint coloidal.
Doamnă, musai să monetizați niște ședințe private de viață, de lecții de viață, energia dumitale este. Ce cei sunt de aur, câte grame sunt? Nu, doamne, sunt din Tenerife, dar sunt urâței acum, pentru că am mai dat spray pe ei și nu-i bine să dai. Vezi? N-ai voie să dai spray pe ei. Vezi? Sunt mai negri. Pentru că, nu, eu am mult parfum și mă dau și dar nu-i voie. Ei, am de vreo 6 ani. 4 ani. Excuse me. Mulțumesc, mulțumesc, ești minunată, te scumpă, să alături de Dumnezeu. Crema pentru lui Luce Prețare, bună seara, foarte frumos, pentru cearcăne, nu înflate, doar nuanțe mai închise. Ai nevoie de o cremă care a rândul ei să albească. Ceva pentru creșterea părului, îți recomand ceea ce eu vând. Șamponul cu argint coloidal e ăsta. Este un șampon cu argint coloidal pentru părul care cade, pentru alopacie, partea, pentru că e numai cu argint coloidal. Are o structură bogată de argint coloidal care structurează, ajută, da? Întărește în primul rând pielea. Așa. Să nu-l deblocați pe Preda Ionuț, pentru că odată mă cere de soție, odată vă ia la mișto, odată de doctoriți, odată nu știu ce. Nu merită să strice, pentru că eu sunt o femeie care răspund la întrebări. Acest om trimite întrebări care nu au treabă nici cu realitatea, cu nimica. Și nu avem vreme de mișto. Sunt femei care au nevoie de un răspuns, de o bucurie și de un sfat. Să respectăm esența. Bun. Sunteți un medic bun, bravo? Nu sunt medic. Sunt asistent medical generalist, jumate doctor. Așa, pentru ten gras ce ai? Ca să nu mai ai ten gras niciodată, trebuie să te speri cu săpun cu argint coloidal și un spray. De ce? Pentru că săpunul e bactericid, fungicid și virucid, e pentru față, e pentru porii dilatați și pentru grăsime. Preț, mersi și cât trebuie să-l folosesc? Șamponul o dată pe săptămână. 105 lei, are 300 ml. Îmi zice, 2 pătrați de pământ, nu vrei? Câte creme pentru riduri trebuie să cumpăr ca să dispară? De riduri? Să dispară ridurile? Bărbatul e gelos pe mine tot timpul, de ce? Pentru că premeditează. Puțină gelozie, zice Biblia, o dovadă de dragoste, dar gelozia în exces distruge. Adică de genul, eu sunt acasă și dorm și iubii care e gelos pe mine, dar eu sunt acasă și dorm. Și parfumată și dorm. Și el vine la 3 noaptea și nu o să dormă la dracu lângă mine, că o vine la 3 noaptea, vine și zice, auzi, curvă, trezește-te și fă-mi de mâncare. Adică el spune ce îi și unde a fost. Premeditând, făcându-te curvă, când tu ești omul relaxat și stai în pat. De ce e gelos pe tine? Pentru că e un impotent. Și cu bărbații impotenți nu au chef ca femeile lor să fie fericite. Când într-o casă femeia nu zâmbește, e o problemă. Da? Nimic nu structurează și nimic nu arată mai frumos în casă decât zâmbetul unei femei. Bun. Ce să fac dacă soțul meu îmi spune că să fac parcă sunt un viit copil? Ce să fac? Soțul mereu îmi spune ce să fac parcă sunt un copil, viitorul soț. Îmi spune ce să faci pentru că îi permiți. Ai înțeles? Pentru că îi permiți. De-aia spune. Când pui mâna în prag și zici că pe aici nu se mai trece, e ok. Când un bărbat se bagă în treburile de femei, trebuie să știi că tu nu mai ai un bărbat. Tu ești cu o prietenă de-a ta care e o pizdă masculină. Așa, și trebuie să o iei și să vorbești exact cum ai vorbit cu o prietenă. Pentru că nu e bărbat. Înțelegi? Un bărbat nu poate coborî de la masculinitatea lui. El trebuie să aprecieze și dacă e rău. Faptul că ți-a pus o preche de o porție de mâncare și o parte arsă, alege ce e mai bun. Pentru că tu i-ai pus-o. 1 și 2, pentru că data care vine, normal că nu o s-o pui. Așa o s-o pui mai bine. Și tot îți va mulțumi. Ca tu să te perfecționezi. Dacă dă vina pe tine și tot timpul spune, fă aia, fă aia, fă aia, e o problemă. Pentru că tu trebuie să faci și tu nu mai ai instrucțiuni de la un bărbat, ci de la o pizdă masculină puturoasă. Dacă sunteți doctoriță, îmi puteți spune dacă am avut trompele legate, de ce am rămas gravidă după 7 ani? Pentru că a tău copil trebuia să vină pe acest pământ și posibil ca al tău copil să fie regele lumii, posibil să fie un judecător.
Posibil să fie ceva peste ceea ce tu poți să explici. Nu te certa cu doctorii, cu nimica. Fă-ți timp pentru minunea ta. Atâta tot. Ai fost sigură ca să vezi că n-ai crezut? Dar acum e momentul să crezi că doctorii, da? Și ăștia care merg la doctor cu plicul, care plicul nu poate să acopere zilele și nici soarele, e mai important ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Mă bucur. Mă bucur că ești mamă. Atât tot. Deci ai rămas sărcinată? Pentru că despre asta e vorba. Foarte bine. Așa. Păi tocmai pare din contră un om potent. Ok, potent. Oamenii potenți nu dau, nu își execută femeile. Mai vreți să vă căsătoriți, doamna Ancuța, pentru ce este inelul? Un inel? Un inel ține de prestanța unei femei, un inel ține de, indiferent care inel, ține de eleganța ei, de accesorul ei. Acest inel, mai deosebit ca toate, probabil, e pentru care 7 corzi. Sunt 7 zile a lui Isus. 7 corzi, 7 zile. Căci noi ne trezim în fiecare zi, că Dumnezeu vrea dintre toate. Salutări, vă pup! Acum faci și pe psihologul, multe calități ai. O, e bine și așa. O înșeală de asta e foarte gelos. Eu cred că e insecur. Am observat, e o leacă, durează până observă și Anca. Al nuțu americanul? Ce să faci? Sunteți o femeie extraordinară. Doamne, ce cuvinte adevărat, asta mi s-a întâmplat cu gelozia cândva. Aștept să vă votez pentru Partidul Monarhist. Bună seara, sunteți minunată. Continuăm. Ce să fac, nu fac bine. Respect maxim. Uf, nebună. Ce scoate din gură? Foarte frumos răspuns, Ancuța. Acum înțeleg de ce te-ai despărțit. Oare este rolul spray-ului? Care este rolul spray-ului? Spray-ul are scunjet, are trilioane de particole, de ioni, de argint coloidal, care vindecă, structurează, dezinfectează bacterii, fungi, ciuperci, chiar și la o temperatură de 30 de grade, mai ales ciupercile, mai ales microorganismele, mai ales dezinfectarea suprafețelor, oriunde poate fi pus în gât, numai nu pe ochi, nu în ochi. Copii mici, bebeluși, orice. Doamnă dragă, ce zodie sunteți, 9 februarie vărsător, bravo, răspuns. Frumos răspuns la doamna cu trompe legate, așa știu și eu, planul Domnului se împlinește. Amin. Amin. Cât costă inelul, vă rog? Din ce material este inelul? Inox. Cea mai bună, cea mai tare doctoriță. Și când nu reușește, se enervează. Ascunde telefonul de câteva zile, oare ce se întâmplă, mă înșeală? 100%. Îmi doresc un copil, dar încă nu am reușit, ce să fac? Rogă-te la Dumnezeu și zici, Doamne, Tu ai putere în cer, pe pământ și sub pământ. Dacă îi să vină un copil în numele Tău, să-l fac ție cadou și îl educ în numele Tău. Dăm un bărbat bun pe placul Tău și pe voia Ta. Și când eu uit, Tu dăm de împlinire. Ata tot. Nu insista. Înțelegi? Că dacă insiști, crezi că ăla e cel mai bun lucru. Și nu e așa. Ai zis? Într-un Dumnezeu, în liniște și Dumnezeu lucrează. Era un banc. Și zice, era o femeie așa de la țară și vede avionul cât e de mare. Zice, Doamne, dar pe mare realitate. Și au zis, Doamne, ajută-mă să ajung cu bine și să fie voia Ta și Tu, Doamne, Tu să fii cârmuitorul sau așa, acestui avion. Bun. Merge, intră în avion, pune centura și un popă în fața lui. În fața ei. Și, Doamne Dumnezeule, simt, pupa toate mătănile. Doamne, așa. Doamne Iisuse Hristoase, care eu care le fac, care le îndeplinesc, eu care mă pun, eu care sluga Ta, eu așa, dumă așa. Și uita la asta, și ești așa de calmă, că ea merge cu avionul. Și au zis, pe cum să nu fiu calmă? Eu m-am lucrat la Dumnezeu. Acum ce faci tu? Insiști? Pentru ce insiști atâta? Avea dreptate. Eu se sență. Dumnezeu mă ascultă. Eu nu trebuie să fac din asta un circ. Că Dumnezeu nu-i place circul.
Dumnezeu aude. De-aia eu niciodată nu i-am înțeles pe pocăiți. Mere acolo și tot ce datorie are, Vasile Grigore. Dumnezeu aude și știe și gândul. Atâta tobe, Dumnezeu. Continuăm. Anca, atât îmi doresc să te cunosc personal, sincer îți spun, Nico, curând. Ginecolog. Andreea, să ai răbdare, Dumnezeu face minuni când nu te aștepți. Da, Dumnezeu face ce vrea El. Dumnezeu le ia de la cine vrea și le duce cui vrea. El face ce vrea. N-ați auzit pe la Constanța, București, pe tăcă, avocați bogați, vestiți. Ci că s-au spânzurat în bogați, inteligenți, cu un IQ de 2-3, pentru că 10 e maxim și nimeni nu a avut niciodată. Ca să știi, numai delfinul poate gândi cu IQ de 10. Geniile au ajuns la 2, 1, 2, ca să știi câtă capacitate are creierul uman. Așa, și inteligent, avocat, doctor, nu știu ce, judecător, și să spânzurau. Ai înțeles? Grijă mare, că Dumnezeu le face pe toate, în felul lui. Am ieșit cu unul mai mic, sub 8 ani, dar crezi că poate fi serios să avem o relație? Nu. Poate fi frumos că te duce la cinema și te aduce și te duce în lumea lui o bucată de vreme. Și te vei îndrăgosti ca o proastă. Înțelegi? Și pe urmă vei suferi ca un câine. Ca să știi. Ce trebuie să faci este să spui o marjă. Că nu-i bine să repare adulți mici stricați. Și e bine ca să știi că el la rândul lui va înțelege o bucată de vreme ce ești tu. Dar niciodată nu te va lua de mână din cauza mentalității lui și să te prezinte lumii întregi, ca să știi. Bun, că dacă funcționa de la început, tu nici n-aveai timp să te întrebi dacă funcționează. Pentru că funcționa. Înțelegi, tu nici n-aveai timp acum să știi că eu sunt pe TikTok. Tu ai multe întrebări. El era cu tine. Când funcționează, funcționează și cu tine în orice moment. Chiar dacă durează 3 ani. Dar e cu tine în orice moment. Continuăm. Mai știți câteva întrebări și mă duc să dorm. Bună seara! Bună seara! Crezi că există o altă lume credincioasă, lumea de dincolo? Există ce îți faci tu pe pământ. Dacă îți faci raiul, vei cunoaște raiul. Adică vei continua să faci ceea ce ai făcut. Bine, dacă ai făcut rău, acolo vei lua tot ce trebuie. Pentru că înainte să plecăm de pe lumea asta, ne luăm și așa acolo ce urmează. Tatăl fetei mele, când îi oferă ceva fetei, îmi scoate ochii și pretinde că îi sunt datoare. Are dreptate. Ca să știi. Și fetei tale, da, tu trebuie să-i spui că să nu mai primești, pentru că de câte ori primești, tu ești înlăcrimată. Alege adevărul că nu-i normal să ai o mamă înlăcrimată sau pe tatăto care vă persecută pe amândouă, taci. Să știi, cacă-te pe cadourile lui întregi. Pentru că dacă tu trăiești cu un manipulator, fata ta, la rândul tău, va ști cât teatru poate să aibă. Și tu trebuie să-i expui adevărul. Mama suferă. Îl iei sau plâng? Că ăsta e adevărul, că până la urmă te persecută. Ai înțeles acum? Tu ești mama care ai primit, dar plâng după perete. Și asta deschide pachetul. Familia, o periculoasă familie ai. Așa, pentru că tu permiți. Soțul meu se preface că mă iubește, e perfect în fața lumii, doar când suntem singuri mă detestă. Ce fac? Ce faci? Te îmbraci frumos, elegant, îți trimite o roche, în condiții pe tocuri, indiferent cât e chile ai, că nu știu cine ești, doamnă, nu știu cine ești. Și așa frumos, și zici, ce frumos te comporți, foarte frumos te comporți, pentru că eu am obosit câtă ură ai acasă. Vreau să vorbesc, bună seara, nu știu unde sunt, dracu, mă trezează, mă plici pe toți prietenii tăi. Auzi, hai să te spun. Pentru că dacă el vrea să dea bine față de prieteni, trebuie să-i închizi ușa și să zici, auzi măi, Georgel, și trebuie să filmezi. O să zici, te pun să filmezi în casă? Da, pentru că la sfârșit, zici, din ce zi vrei să vezi, ce episod? Și când ai vorbit cu da și amin. Pentru că Dumnezeu nu se supără când tu pui dovezi. Dumnezeu zice, pune dovezi că atunci când vorbești să ai scut. Scut. Și să nu permiți să-ți atingă fața. Înțelegi? Da. De ce te testă? Pentru că i-ai permis. De ce mai ești cu el în public? Cum? Tu ești în public și acasă ce se întâmplă? Să închide ușa și... Așa se întâmplă, parcă vă văd. Mă înțelegi? Tu zici, auzi, du-te mă de acolo.
Cum mă tratezi tu în casă, o te tratezi în public. Așa-i zici, pentru că dacă dai, trebuie să vină. Și punct. Și faci complimente. George, arăți foarte bine. Uite ce craci ai, ce bice, ce triste, stai, hai, stai lângă mine. Mi-e dor să văd că un bărbat ăsta să comportă cu mine. Hai, mă, lângă mine. Aici, lângă mine. Eu s-am unul de la 5 minute, aș termina cu el pe ceas elvețian. Și aș spune din ce material ai făcut. Mă înțelegi? Și aș fi prima la divorț. Prima pe centru acolo. Pe centru. Pe centru. Deschid ușa la judecător. Bună, înseamnă că tu știi ce faci. Bun. Continuăm. Îmi zice, este foarte dominant, mi-a dominat viața și alegerile, îmi doresc să fiu mai puternică. Foarte dominant pentru că i-ai permis. Mă înțelegi? Dacă tu puneai piciorul în prag și știai din ce esență ești tu, în primul rând, ca datore față de Dumnezeu, tu știai ce îi și până unde poți să ajungi cu ceea ce tu ai și îi în casă încă. El. E dominatorii, nu știu ce. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Eu înțeleg odată. Și mă mai ai în relație jumate. Dar când ai greșit și înainte să știu, te duci. Și te duci urgent. Și toată viața ta te uită la succesul meu. Pentru că eu nu stau să repar traume străine, doamnă. Eu am o viață să repar traume străine? Ce dominator, domnule. Ce dominator. Hello? Ai timp de ce treacă? Dar ce scuze vă găsiți? El e mai puternic ca mine. Eu sufer ca un câine. Ca să vezi, în realitate, e așa, pe da... Atâta scuze găsiți. Deci, auzi, eu nu vin acolo. De ce? Pentru că nu vreau. Ori te dai tu după mine, ori după tine. Hai să ne scriem ce probleme avem. Și trebuie să rezolvi. Dacă ești o femeie puternică, da, bine zici, doamnă dragă, doamne, sunteți inteligentă, păcat că nu vă pot avea așa adevărat, așa, îmi pune și tu cot pe al tău față că vorbește așa. Am 19 ani, ce să fac cu un băiat care știe că îl plac și te provoacă, dar nu ia acțiune? Pentru că o femeie când refuză un bărbat, e normal. Un bărbat când refuză o femeie, nu este normal. Pentru că nu o să luiți toată viața ta. Unu. Și ai voie să vorbești mai mult de atâta. Pentru că nu e o întâmplare. Ca să știi. Ce să faci când un bărbat știe că îl plac și te provoacă, dar nu ia acțiune? Da. El vrea altceva, ceea ce tu ai avea pe lângă tine, o informație, o ceva, înțelegi? Tu trebuie să știi ce, apropo, bate el, pentru că nu vine să ți-o dea. Înțelegi? Deci el n-are treabă cu asta. Tu ai treabă cu asta și te provoacă pentru că are ceva de luat, de știut. Poate că lucrezi undeva. Gândește-te mai profund, pentru că cel ce vrea să ți-o tragă, că-i pași de tine pe anumite, nu știu, cras, picioare, nu știu, parfumul, nu știu, că bărbat să vezi că reacționează la orice. Știai până acum. Dar pentru că te amână pentru că nici nu vine să creadă că trebuie să-i vadă și a doua zi. Înțelegi? Normal, e aproape și tacată de lucruri. Trebuie să ajung. Te lasă cu mâncarea pe masă. Da, trebuie să știi ce ai tu și trebuie să afle. Că nu-l interesează sexul, e clar. Bun, plec. Speriul cu argint coloidar este de două feluri. Este apă cu argint coloidar, au aceleași ingrediente. Spray-ul cu argint coloidar cu alcool pișcă. O senzație. De vreo 5, 6, 12 secunde. Și celălalt este senzația apei având aceleași ingrediente. De asta e și pentru copii și pentru adulți. Continuăm. Bună seara. Mă duc să dorm. Anca, dăm numărul. Da, e numărul meu, îl găsesc pe TikTok. Acolo. Mă duc să dorm. Că sunt fată someșană. Mă cunosc. Am crezut că dau și ăsta jos, dar nu-l dau. Că-s nesimțită. Așa, bună seara, Ancuța. Anca, cum o să iasă el modo de pagar sipido un pedido? Ca Carina. Eu te voi mandar un numero de cuenta. Y tu allá me vas a poner el dinero. Y yo te voy a mandar lo que tú vas a pedir. Sin problema, no pasa nada. Puedes mandar, por ejemplo, por Western Union o Monogram, porque yo, claro, puedo sacar de aquí. Y claro, miras en el catálogo y allá miras a lo que tú quieres. Vale, besos. Kiss forever. Așa. Ok, gracias. Noapte bună. Ți-a părut rău când a murit Vadim Tudor? Nu. A fost un om care a trăit 10-12 ani mai mult decât trebuia. Despre ce vorbim. Mă duc să dorm. Vă pup mult.
Spaniolă? Eu vorbesc foarte bine spaniolă, pentru că totuși am 6 ani de monarhie. Despre ce vorbim? Spaniolă? Engleză? Perfect. Unde găsesc catalogul? Chris, trebuie să-mi scrii la numărul meu de pe TikTok. Acolo pe TikTok este numărul meu și la rândul meu eu îți trimit catalogul pe TikTok. Ți-l trimit pe loc, pentru că e ceva ce descași și te uiți. E pastă cu argint coloidal, e săpun cu argint coloidal și așa. Bună seara, vreau și eu un săpun de față, de albire, de riduș și crema de iara în Cipru, dacă se poate. Erika, îți trimit cu plăcere în Cipru. Trebuie să-mi scrii pe TikTok, de pe numărul de pe TikTok, nu pe TikTok, pe numărul care îi pe prima pagina TikTok-ului și acolo îl bagi în memorie. Foarte obosită. Îl bagi în memorie și îmi scrii pe WhatsApp ca să-ți pot trimite tot ce trebuie. De ce a trăit mai mult decât trebuia? Pentru că e un om care a murit cu 105 dosare de calomnie și insultă, țipa și înjura tot ce mișca afară și în țară. Era un om care, la rândul lui, a murit pe limba lui. A murit blestemat, înjosit. De atâta, adică vorbea, țipa, dar nu punea o dovadă. La Dumnezeu nu-i plac oamenii ăștia. Nu-i plac. Și Dumnezeu nu iartă. Da? Căpălește. Că n-are ce să facă. Bun. Și pentru dermatite seborăică, da. Ce face acest argint coloidal, Ioana? Înainte eu mă duc să dorm, dar tu caută pe Google ce face acest argint coloidal ca să știi că nimeni nu ți-a spus. Bună, iubita mea frumoasă, binecuvântată, mulțumesc, scumpă. Nu, nu plecați, pot să vă ascult 24 din 24 de ore. Vorba lui Vadim Tudu, dacă nu vrei tu o... Ce vrei tu? Plus că ți-a furat voturile, Vladim. Anca, o să mai trimiți rochii și la FCS... Eu trimit rochii unde mi se cere, pentru că eu respect clientela. Unde se trimit rochile mele, se vor vedea diferența. Pentru micoză, un gheală, deci tu trebuie să știi că trebuie să te scureți și te speri cu săpunul cu argint coloidal și te dai cu spray cu argint coloidal, să nu mai așa ceva. Bineînțeles. Îmi trimiți rochii și în uche oriunde în lume. Dar am avut multă dreptate în ce vorbea, Vadim. Nu. N-a avut nicio dreptate, pentru că eu, la rândul meu, l-am cunoscut când el era mort politic. El m-a făcut secretar executiv și, pe urmă, eu nu i-am cântat în strună, pentru că l-am întrebat de ce sunteți înconjurat de rachei, de ce faceți un show din politică, de ce a prins emisiuni de ochiate, știi că el punea mâna pe asistente la cură, ceea ce nu făcea un președinte de partid, numai el. Și era penibil. Și l-am întrebat și, pe urmă, s-a învârtit. Și a zis, cine ești tu, fo? A văzut că-s deșteaptă. Te-a trimis Ponta, eu par n-aveam de cretinul ăla. Te-a trimis Sebastian Ghiță, nici de ăla. Te-a trimis SRI-ul, nebună. Mai știam ce să fac acum. Ca să știi cât de bine a vorbit. Și atât am aruncat la Dumnezeu și a murit. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, eu vreau întoarcerea păcătosului. Eu nu vreau moartea lui. Și omul nu s-a întors. Și Dumnezeu știe de ce. Bună seara, ajută la neuropatie. Eu furat voturile lui Vadim. Voi cei ce vorbiți cu un om ca vă puteți ieși de pe live. Așa? Bun, mă duc să dorm. Vă pup mult. Îmi zice unul, ești derut. Una. Unul, un bărbat. Da, bărbați au probleme. Ești derutată rău. Mi scuza, mă duc să dorm ca să mă fac mai bine. Bun, poate ai dreptate. Îmi zice, ești puțin paranoia. Doamne, eu l-am cunoscut pe Vadim Tudor, el la rândul lui a avut adepți, cei ce nu au creier, pentru că un om nu contest inteligența lui, pentru că Vadim Tudor era un om foarte inteligent. Dar unde e inteligență, e prostie cu carul. Da? Și atunci el la rândul lui nu și-a cerut scuze niciodată de nimica. Omul a murit cu 105 dosare de caromnie și insultă, eu l-am câștigat și o trebuie să-i dau banii să-i facă costum pentru moarte cu papioane, am dat să-i cumpere, că nu mi-a trebuit banii, mi-a fost greață de el. Om rău. Adică țip la un om, fără să știi că am tată și mamă, care nu mi-a cunoscut niciodată, să mă faci prostituată și căcată și nu știu ce. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Așa. El era paranoia, nu tu. Păi mulți au spus așa. Corect este, adevărat tot ce spune, citește și mesajul la mea de mai sus. Anca, te iubesc, draga mea, ai grijă de tine și de cei dragi. Erai trimisă să-l ațâți. Nu, doamna, am ținut, eu am admirat omul Vadim Tudor. Anca, tu ai auzit de blestem în gând, ci că fără voie.
Doamne, nu știu că Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează dacă ai dreptate. Uite, de exemplu, eu de câteva ore am câștigat un proces. Au doi bătrâni, Ghineț Raveca și Ghineț Doru, din Bistrița, unde eu, din Tenerife, le-am trimis bani pentru o casă. Prețul era de 35.000 de euro. Eu am avut probleme cu dosarul ăsta și am spus că nu cunosc pe nimeni. Nu m-a crezut nimeni, dar nu contează asta. Și el a profitat de situația asta și a zis, auzi tu, cretino, știi, al doilea Vadim. Tu nesimțit-o, tu de unde ai bani? Cred că cată, că uite ce zic ăia, uite ăia, uite ăia, că nu i-a dat niciun leu. Și eu am zis așa, am zis, Doamne, să nu-i petreci, pentru că eu chiar am vrut să cumpăr casa aia. Și mi-a trimis video că e casa mea, bani am dat din bancă și așa. Și mi-a sunat avocatul. Și am zis, auzi, avem treabă. Și acum am câștigat de câteva ore. Uitați-vă pe pagina mea să vedeți că Anca Cârcu, adică eu, am câștigat cu dovezi, bineînțeles, și să-mi dea banii înapoi sau casa. Nu mai am milă de nimeni. Pentru că nu poți să-ți bați loc de un om, ca să știi. Și atâta când m-a rugat la Dumnezeu, am zis, Doamne, unui bolnav de cancer, unui fere, când o uita moartea de ei. Așa. Și am zis așa. Am zis, Doamne, eu la oamenii ăștia am vrut să-i țin toată viața mea. Și chiar dacă o țin 35.000 de euro, le puteam da 65.000 de euro. Nu era problemă. Și ei știu aia. Știu aia. Și am zis, dar mândria înaintea căderii, zicea regele Solomon. Dar dacă tu, Doamne, ne mai lăsați să finalizezi asta, e pentru că tu vezi lucruri pe care eu nu le văd. Și într-adevăr ei mă denigra. Eu când trimiteam bani de acolo, ei mai aveau un cumpărător aici, ca să vezi cât e drept Dumnezeu. Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, știi ce vreau să le dai la ăștia? Numai așa am vrut eu să le dau. Bani, timp și bunătate. Și gata. Dumnezeu le-a dat exact ce mi-a dat și s-a gătat în vreo câteva luni procesul. Repede. Atât tot. Pentru că ei, unul, sunt bătrâni, bătrâni și obraznici. Una are, nefasta are cancer de 30 de ani. În fine, nu mai crede nici dracu. În fine, nu asta e important. O avea, treaba ei. Dar când tu știi că Dumnezeu îți dă un om bun ca mine, ca să fie, atenție ce spune aici în seara asta, da? Adică e un om bun ca mine. Ce zici? Eu îți dau. Pe urmă, tu zici că eu sunt nebună, că eu nu știu ce. Eu s-am dat bani în acte, în bancă, concret, cum lucrez eu, concret. Așa. Și pe urmă, tu, fiind bătrân și nu te cată nimeni decât eu și îți bați joc și de ultimul om, eu am fost plecarea de pe lumea asta spre cealaltă lume ca și vamă. Și tu n-ai putut să-ți faci ultima vamă. Adică ți-ai bătut joc și de mine. Și când ți-ai bătut joc și de mine, praful și pulberea să aleagă. Să alege. Știi de ce? Că Dumnezeu e drept. Eu n-am timp, eu am firmă, am un gigant de firmă, eu am lucruri pe cap. Dacă ați știți cât sunt ocupată, a ziceam ca cum reușești. Eu n-am timp, eu am timp. Dacă acum toți știau în presă că eu am câștigat, eu abar n-am avut. Îmi zicea ce părere ai. Am câștigat, oh, bravo. Gata. Și cu ăsta, cum zice, Vadim Tudor, l-am dat în judecată, am câștigat, bun, am uitat. Și cu ăsta sunt în judecată, cu George Simion. A făcut curvă prostituată. Bine, mă, George Simion, dacă demonstrezi foarte bine, am știut 150.000 de ori. Foarte bine. Mulți mă fac așa, dar eu nu răspund decât celor ce eu vreau, ca să știi. Pentru că am ajuns la un nivel la care nu răspund la oricine. Ok. Bun, vă pup. Și grijă ce spui, pentru că devii sclavul cuvintelor rostite. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Ca să știi. Așa. Bun. Eu am trauma trădării. Ce sfat îmi puteți da? Trauma trădării de câte ori te poate trăda un om drag ție. Odată. Să zic că n-ai înțeles lecția și mai vine și te mai trădează odată. Să zic că iar n-ai înțeles lecția și mai vine și te trădează de a treia oră. Cine-i bolnav acolo? Tu. Și dacă tu zici că-l ierți și nu-l ierți, pentru ce te îmbolnăvești? Pentru că ăla, cum te-a trădat pe tine, în primul rând s-o trăda pe el. Și doi, te va trăda și de 5 ori, de 10 ori, așa, pentru că Dumnezeu lasă dezlănțuit să vină asupra ta. Pentru că nu îi ceea ce vrea Dumnezeu să-ți dea. Tu îl vrei și tu te ții de el. Ți-o trădat, șt, aia a fost cel mai bun lucru care ți-a întâmplat. Îmbracă-te pe tocuri că ai treabă.
înalt, subțire, tocuri. Ai treabă, doamnă. Că dacă te gândești că te-o trădat și nu propulsezi, are dreptate. Trebuie să propulsezi, trebuie să fii învingătoră, trebuie să fii feminină, puternică. Răspunzi la toți, numai lui nu. Și mergi mai departe. Te arde în cur, îți bagi un morcov, poc, și tot merge cum îi place la Dumnezeu, pe centru. Nu sta pe margini, că acolo stau cei ce se mai droghează, pierduți și debusolați. Tu ești o doamnă pe centru. Acolo. Când tu mergi pe centru, indiferent ce durere ai în suflet, toți să dau deoparte, că nu știe cui îi servești. Înainte. Înțelegi? Nu supărată, nu pe pereți, nu prigonită, nu cu pompe la inimă, nu în tensiune. Nu. Frumos. Când vorbește cineva, poftim. Mm-hmm. Frumos. Nu. Ce mi s-a întâmplat, doamnă? Sunt oameni care n-au mâini, n-au picioare și n-au timp să se întrebe nimica. Și tu m-a înșelat. Fă-ne o carte și nu ne mai lăsa să trăim. Omoră-ne! Soți morți, mame care își duc copiii la cimitir să plângă la părinți, la tata, și nu să plâng, doamnă, și tu ai fost trădată. Ba, îți bați joc de tine, doamnă. Salut! Sunt mame, doamnă, care au trăit o suferință că România asta e cum e, ca legi. Și n-au timp, doamnă, să se întrebe că dimineața se trezește și își duc copiii la grădiniță. Una, te uiți amul la mine. M-ai înțeles? Mă trezesc la ora 7, îmi duc copiii la grădiniță. Ca să știi, îmi duc copiii la grădiniță și mulțumesc la Dumnezeu. Eu am timp să mă întreb că englezul a rămas în Tenerife. Fătui neamului. Hello! Doamnă, pune succesul tău pe Facebook, că ai multe de arătat. Înțelegi? Și dacă stai bine și te gândești prin suferința asta, trebuie să te apropii de Dumnezeu, pentru că suferința ți-a dată să fii mai bine. Că dacă cumva ai suferit după un penișor, penis, să zice, că e două noaptea, pot să zic, că e 12, penis, așa, greșit, înseamnă că ești mai bolnavă. Și ăla e mai salvat ca tine. M-a înșelat și spune, foarte rău. Continuăm. Cel mai bun lucru care l-am făcut a fost să intru în acest live. Doamna Ida, bună seara! De ce soțul meu nu vede că eu fac multe, am grijă de copii și nu vede nimic? Nu vede nimic pentru că tu ești peste tot. El n-are timp să se întrebe pentru că tu le faci de mers. Uiți că tu ai nevoie și tu de o zi pe săptămână întreagă pentru tine și să faci ce vrei tu. Și dacă nu ți-o dă nimeni, i-o dai tu. Ți-o dai tu ție. Și doi, el, da, nu știe ce înseamnă femeia decât atunci când o pierde. Dar faptul că tu te întrebi că te mai doare. Când o să te mai doară, o să pleci. E clar. Când ai zis să faci? Că tu oricum poți. Pentru ce să mai poți și încă pentru unul? Că ăla e nerecunoscător. Copiii au nevoie, dar ăla e un nerecunoscător, pentru că ăla deja are rațiune și știe să răspundă soțul. Nu se merită să suferim din dragoste, din alte motive întemeiate, da. Câte educație oferiți româncelor, felicitări. Se vede că aveți experiență de viață. Bună seara, vă mulțumesc din suflet, te ador. Amin. Îmi place de tine enorm. Ai mare dreptate. Doamne, câtă dreptate aveți. Îmi place tare de dumneavoastră. Bună seara. Adevăr, dar este trist. Te iubesc. Ignoră, chiar dacă doare înăuntru nostru, zâmbește. Păi n-ai cum. Pentru că în cazul niciodată nu va sta pe o față fericită sau pe un corp zvelt. În cazul va sta când una e debusolată. N-a băut alcool, dar își dă pompe la inimă. Și unde mai merem, da? Păi să merem la biserici. Da, păi să mergem să facem un pic corjorul bisericilor, așa. Ei geaca și... Ce-o mai rămas aici din greșeală? Ce-o mai rămas? Păi cum? Ele, prietenile. Ce-o rămas pe aici? O cămașă. Da, hai să băgăm în mir, să băgăm, să o scăldăm și să o ducem pe la două mănăstiri și așa. Doamne, fă curățăne în casă. Nu ce iar de vreme, apilată felul de...
e lucrul, pentru că Dumnezeu a zis, am venit pe pământ să fac o relație. N-am venit pe pământ să fac religii. Ce cătați? N-ați înțeles nimic? Am venit pe pământ să fac relații. Bună, eu sunt Iisus, bună, nu știu ce. Eu, înțelegi? Nu vin să facă religii. Ce crezi că vin să facă religii? Zic, aici sunteți voi, aici sunteți, trebuia să știe până amun, cu numai aici. Explicându-ne. Vin să facă relație. Și dacă tu înțelegi, asta e esența. Ce cătați să dați ultimul ban? La unul care habar n-are. Unul care e acolo pierdut, mai suferind ca voi. Are darul. Sunt atât de mulți sfinți când aveți vreme să vă mai aruncați la Dumnezeu. Aruncați-vă la Dumnezeu. Aia e esența. Singura frânghie care nu se rupe niciodată e Dumnezeu. Restul. Restul. Vedeți, sunt oase și pută. Put. Vă pup. Noapte bună. Amin, amin, așa este, Domnul Iisus dorește o relație cu fiecare dintre noi, corect. Ai văzut ce a zis doamna Ioana Maria? El nu a venit Iisus pe pământ să facă religii. Tu ce crezi că a venit Iisus să facă religii? Să zică, voi, am ca să nașteți ortodoxă, ăla e peticostal, ăla e martorul Jehova. Nu, a venit să facă o relație. Nu a venit să facă nici măcar atâtea religii. Și cum le mai ziceți voi? Nu știu, că s-o posită, mă duc să dorm. Plouă tare afară. Vă pup. Cu ulei. Pa. Zine ceva de noapte bună. Vă zic atât. Că omul în fața lui Dumnezeu, da, în genunchi, e mult prea mare. Și dacă tu stai în genunchi în fața lui Dumnezeu, poți să te ridici în fața lumii și să o înfrunți. Noapte bună!